Parada portului, jocului și cântecului românesc și nu numai, cel mai bine descrie atmosfera de praznic în ziua de duminică 8 iulie la Jâtcovița, unde a avut loc ediția 11-a Festivalului Internațional de Folclor al Românilor din Balcani, Joc Românesc. Ca și în anii precedenți, reuniunea de suflet s-a dovedit a fi un bun păstrător al tradiției, obiceiurilor și datinelor strămoșești. La manifestare a venit multă lume din întreaga regiune, din țară și străinătate. Manifestația asta din an în an tot mai crește și spiritul românesc e mai mare la lumea asta. Toate activitățile astea am finanțat din banii proprii, din banii care i-a adunat săcianii și mai niște organizațiuri aici care se prezentă cu noi. Noi putem să spunem că suntem bucuroși tot anul când ne înghindim la festivalul ăsta care se numește Joc Românesc. Că s-a aflat niște băiați cine să prindă în joc și să-l joace. Dar ne bucurăm că e Joc Românesc. În cadrul festivalului au avut loc și diferite manifestări adiacente. Expoziții de arte plastice, fotografii și artizanat, competiții de mâncăruri tradiționale, competiții românca Miss Serbia, Miss Farmec și Miss Festivalului, iar în finalul festivalului a fost decernat marele premiu pe care l-a cucerit ansamblul folcloric al Bibliotecii Naționale din Golubac.